Polițiștii de frontier au depistat în această dimineață un grup de 16 cetățeni străini, printre care și 10 minori, încercând să treacă fraudulos fluviul Dunărea, însă au fost găsiți în pădurea de la Halânga. Cei în cauză au înfruntat condițiile meteo nefavorabile, traversând fluviul Dunărea cu 10 copii, dintre care unul în vârstă de 6 luni. Pe timpul desfășurării misiunii de supraveghere, polițiștii au observat cu ajutorul aparaturii cu termoviziune o embarcațiune în care se aflau mai multe persoane și care se îndrepta din Serbia spre malul românesc al Dunării. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Porțile de Fier 2, pe timpul desfășurării misiunii de supraveghere, au observat cu ajutorul aparatului de termoviziune pe direcția kilometrului fluvial 889 o embarcațiune în care se aflau mai multe persoane și care se îndrepta din Serbia spre malul românesc al Dunării. Imediat, echipajele mobile au intervenit cu operativitate, având în vedere condițiile meteo nefavorabile. Grupul de persoane, format din adulți și copii, ajuns în siguranță la mal, a fost condus la sediul sectorului pentru verificări. Astfel, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Iran și Irak, 6 adulți, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani și 10 minori, cel mai mic având doar 6 luni. La cercetări, adulții au declarat că au părăsit teritoriul Serbiei încercând să treacă fraudulos în România peste fluviul Dunărea cu ajutorul embarcațiunii. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări, urmând ca la finalitate să fie dispuse măsurile legale care se impun. Polițiștii de frontieră au stabilit că cetățenii sunt din Iran și Irak, fiind 6 adulți cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani și 10 minori, cel mai mic având doar 6 luni. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.